orice femeie îmi vrea câte ceva, dar dintre toate eu vreau doar dragostea. Astăzi, la Teo, Sorinel Copilul de Aur și Laura Vas fac exerciții de dicție, vorbesc cu alt accent și țin un speech important în fața camerei. Nu ratați momentul! Nu mă trezesc o oră mai devreme! Trebuie! Nu vreau! Trebuie! Nu vreau! De ce? 29 august. Da! Ziua în care noi ne reîntoarcem la muncă. Am înțeles până aici. Bun! Păi nu mă trezesc o oră mai devreme. Trebuie. E prea devreme, dragii, e prea dimineață. Mei, din data de 29 august vă anunțăm oficial că Teo Show începe de la ora 4, adică de la ora 16:00, imediat după emisiunea Te vreau lângă mine. Așa. Acum, că ne vedem mai devreme. Eu glumeam ca să fac mișto de ăștia care, după ce că nu muncesc nimic, în cazul meu, că n-am muncit în viața mea, o zi n-o să mă apuc acum, mai și zic, Doamne, cât muncesc, eu nu mă mai pot trezi atât de devreme. Ce n-ai, bă, faci fetiță? În fiecare zi râzi, te întâlnești cu prietenii, te hrizlizești cu bursucul și practic cam atât. Deci, 29 august de la ora 16, de la ora 4, ne revedem în forță cu un sezon nou. Dar, surpriza pregătită pentru tine și nu doar pentru tine, ci pentru următorii invitați, nu ți-o spun acum, îți arăt doar o săgeată. Ce înseamnă asta? Să nu mă așez fără să mă uit unde mă așez. Nu, hai să vezi tu ce înseamnă. Am câteva surprize pentru ei. Păi ultima zi și nu supun și-o pe vezi nimeni la niște teste. Vezi că fata e cu mine. Dar și băiatul tot cu tine. Dar să vezi după aia, că rămân cu mine. Fata e cu mine, de fată nu te atingi. N-am cum. Păi trebuie aici cineva chinuit în ultima ediție. Bine, dragă. Să intre Sorinel Copilul de Aur și Laura Vaz! Da! În ordinea numerelor de pe tricou, stai să făcăm un tip. Bine am venit. Hai să ne prietenim acum, că după am câteva probe pentru voi. Se lasă rău, da, păi ce vrei? Se lasă cu atmosferă. Se lasă cu tot ce trebuie. Bine ați venit, dragii noștri. Bine v-am găsit. Bârfeam cu Sorinel înainte și spuneam, îi mărturiseam că nu mă obișnuiesc cu el om mare. Eu când l-am văzut prima oară avea 13 ani și practic se vedea prin el. Era slab, leșinat, emoționat tot, cu niște ochi cât capul. Și toată lumea se repezea la el să-i spună ce să zică. Să fii cu minte cu doamna Teo. Să zici și aia, da. Să răspunzi câte treabă doamna Teo. Și acum când îl văd, dita mai bărbatul, și cu Laura Vas lângă el, parcă mi se pare că a trecut o eternitate. Ce faci tu, regină, dragă? Bine, foarte bine. Oh, ce freză te-ai dragă, doamnă. Păcate nu te-a ajutat fața. Da, vreau să spun că mai cochetez cu stilurile astea ale modei. Cu fața asta de copilă? Da, vezi, pe mine mă trădează fața, așa că... Las orice bine. Stil e bine și e așa. De bine, e da. Bine și așa. De ce ați venit voi la noi? Odată că noi v-am chemat, dar voi de ce ați acceptat? Sunteți nebuni! Noi am venit pentru că ne simțim foarte bine la emisiunea voastră. Mamă, să fie domnul Bursuc aici, să vezi ce palmă peste ceamă. Ce faci, mă, răspunde frumos când te întreabă doamna Teo? Să cântăm o melodie pe care o avem împreună. De 12 ani suntem la domnul Bursuc. Noi, domnul Bursuc, ne-a ajutat și ne-a îngrijit și... Așa e, este adevărul. Asta e tot ce ai de spus, așa e? Este adevărul. M-ai făcut de râs la doamna Teo, să creadă doamna Teo, că nu sunt tare să te crezi. Te ceartă, domnul Bursuc? Te mai ceartă? Vă mai ceartă? Când mai greșim, e normal să ne certe, pentru că ne ceartă la modul că ne spune, vezi că nu e bine, aia îndreaptă-te, fii și tu. Era și mititei de când v-a luat, de 9 ani, de cât? Câți ani aveai, Laura? Eu aveam 16 ani. Deci, tu, și aveai, jumătate. Tu aveai 12. 12, da. Deci de la 12 ani la 27, câți ai acum, la anul. Cam așa, la anul. Na, a avut cine să te tot îndrume. Da. Dar vă dă vacanță? E bine, între timp pe mine mai îndruma și altcineva. Doamne, mai am și alți îndrumători. Eu tac, nu văd de drum, știu, nu văd. Știu, nu cunosc, nu angajat. Cine se recunoaște să știe el? E, trebuie să vorbim mână despre realitate. Ia, zi, e realitate. Ce să mai zic, am spus ce era de spus. Ai, chelea pe tine. Avem vacanță? Vreodată? Vacanță avem când se poate, în rest muncim. În post, când avem vacanță. Da, așa e. În post, da. Exemplu, acum în august avem și noi vacanță, după atâția ani de... Postul și de mari. Muncă? Da. Corect? Da. Și după aia o luăm iar... Oricum, și așa, muncim, lucrăm.
Spuneți-mi, viața voastră de copii a fost mai degrabă una fericită pentru că a fost ghidată sau mai degrabă una muncită? Ați apucat să vă bucurați de sărit coarda, de șotron, de jocuri pe calculator, de făcut prostii, de spart prin casă? De astea nu ne-am bucurat pentru că eu am început de prea mic copil și am avut timp ca să am copilărie. Dar, în schimb, am fost... Am îmbinat și munca cu bucuria, cea mai mare bucurie pentru mine, muzica. Fără discuție. Laura, când ai ajuns tu la mare prima oară? Mare? Uh-huh. Eram copil, mergeam cu mama mea și cu frățiorul meu. Tatăl meu nu prea mergea la mare, nu știu. Cred că nu-i făcea bine aerul? Da. Și mergeam cu ei de cele mai multe ori. Am mers de copil la mare. Te aduce cu plăcere de vacanță? Da, cu mare plăcere, da. Am avut o copilărie frumoasă. Mama știa să nuate foarte bine și ar fi vrut să ne învețe și pe noi, dar nu... N-ai învățat să nu spună de-a fost asta? Oh, te învăț eu. Da? Da, te duc eu. În nut capește. Fluture. Da. E foarte important să fluture, nu? Știi fluture. Să nuate. Fluture nu nuată, mă. Deci eu când am văzut-o pe mama... Lasă-mă că nici toporul nu nuată, da? Când am văzut-o pe mama la vârsta mea, eu aveam 7 ani atunci, și eram la o piscină și când am văzut-o pe mama că a sărit de la 5 metri așa în pește, am zis că sunt pe altă planetă, nu știam ce se întâmplă. Aia e mama, așa, balerina, am văzut-o dintr-o dată și foarte, știi, feminină. Dar uite că nu am reușit să învăț, nu știu. Cum se simte în momentul ăsta, mama ta? Bine. Slavă cerului, să-i stai în sănătate și pupături din partea mea. Mulțumesc de din tot sufletul. Dragii mei, vă spuneam asta un test pentru cei doi invitați. Iar nu mă bagi în seamă. Și pentru tine un test. Am aici 3 săgețele. Asta înseamnă una pentru Sorinel, una pentru Laura și una pentru... Tine! Ce facem cu aceste 3 săgețe? Ni le băgăm, mă? Ne aducem aminte de copilărie. Cum? Simplu. Atenție, până mă întorc, am recuzită, am pregătit recuzită nouă, împreună cu echipa, să fie așa de ultimă ediție. Hai, hai cu mine, hai cu mine. Hai cu mine. Așa, mă, hai cu mama, hai cu mama. Mamă, așa. Așa, gata. Așa. Hai, bravo. Te descurc. Hai, că e bine, așa. Ce facem? Ce luăm câte o săgeată? Da. Adică, Laura? Da. Sorin? Teo. Da. Ne ridicăm, vă rog. Stand-up. Asta este linia, că am calculat, am exersat înainte. Cine dă primul? Andantigimo. Bravo. Te pui aici. Bravo. Da. Și trebuie să spargi un balon. În fiecare balon, da? Aici avem o pedeapsă. Adică dacă ai noroc, e mai ușoară pedeapsa. Dacă nu cred. Da. Atenție, deci tu ți alegi un balon. Atenție că să nu scot un ochi. Păi stai un pic. Știi că la cât mă pricepem? 3, 2, 1, 2. Pop! Stop! Perfect! Bravo! Pedepsa este aici. Atenție! Pregătită, da? Dă un autograf unei persoane din public. Hai, dragă. Ia un pic. Mergem mai departe. Sorin, e rândul tău. Hai, alege balonul. 3, 2, 1, 2. Poc! Bravo, ăsta e. Unde? A căzut pe jos? Sau nu e nimic în el? Mamă, cât noroc! N-are pedeapsă! Bravo! Mamă, norocos! Bravo! Bravo, ia să dăm autograf? Nu, luăm! Evident că dăm. Doamne, Ruxandra Manea, ce ai? Așa, Ruxandra Manea, cu dragoste. Auzi, indichezi mie autografe după 100 ani de meserie? Alo, eu le fac în versuri, mă, eu le fac pe muzică. Bine, păi... Doamne-i Ruxandra Manea, toată iubirea mea. Doamne-i Ruxandra Manea. Auzi? Chiar așa, pe patul meu și pe muzica mea, mai dă-mă autograf, ce n-ai, mă. Laura, te rog, până de autograf, alege balonul, poate ai și tu noroc. 3, 2, 1, vezi că muci din cașcaval, da, la linie, te rog, unde? Linia mai în spate, o mică, acolo. Bravo, 3, 2, 1. Pop, mamă! Sportă, din aia, bine. Arăbească. Bine, atenție. Dansează pe următoarea melodie. La norocul nostru. Aici avem noroc. Alinuța e pregătită. Atenție, 3, 2, 1, play.
Arabește, aveți niște percuții, ceva? Ce? Ca la Dubai? Hai, vă de două ori. O doi, 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 eu de două ori. Până terminăm, că avem la baloane. Poc! Noi, are, 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 are. Hai să vedem. Are, de data asta are. Stai într-un picior 30 de secunde. Eu le număr, vin aici lângă mine. Laura, tu dai la balon. 3, 2, 1, sus. 1, 2, 3, 4. Bine, sănătos? Da, bine, ce mai faci? Unde ai următorul concert? 9, la Călăraș. 10, la Călăraș, 11, da. 12, da. Dau? Dai, 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 13, 14, 14, 14, nu mai pot să spun numai la ta. 14, 14, 14, gata, 29, 30! Bravo, aplauze pentru Sorinel! Laura, da. Prezintă-te în 20 de secunde. Prezintă-te, avem cronometru, nu așa. Da, stai să pregătim cronometru, da? Că ești, când ești tu gata, pui? Că ești de mică, ai cântat aia, că ai făcut aia. Au fel de... Prezentarea ta, nu știu ce de ce te... Avem cronometru, Alina? Hai să dăm drum! Sunt Laura Vas, da. Solistă... Când acum, start, atenție, atenție! Și... Start! Sunt Laura Vas, solistă de manele, un gen foarte cunoscut în România. Când de la vârsta de 16 ani... Mai ai 20 de secunde, atenție! Când de la vârsta de 16 ani, pe toate scenele țării și nu numai, mă cunoaște țara întreagă și când am început cu Copilul de Aur la vârsta de 16 ani, lângă domnul Dan Bursuc! 3, 2, și noi suntem un brand! Următoarea melodie! Teo, e rândul tău! Hai! Da, băi, sigur! Curaj, mulțumesc un, pentru... Vezi la linie, da? Te rog, Teo, mulțumesc pentru... 3, 2, 1, 2... Excelent! Nu are pedeapsă! Ai scăpat! Ce ai făcut, bobiță? Ce bine să plătești bine la recutite! Haide! 3, 2, 1, 2... Alege, alege... Poc! Ai nimerit unul fără? Nu are pedeapsă! Yeah! Da. Asta ce e? Nu are. O bugățică nu de... Nu e, aia veche, am aruncat pe... Aia, e cealaltă. Hai să vedem. Dar tu de ce nu dai, mă? Știi ce zic? Imediat. Poc, are! Nu vreau pe ăsta, Lilau ăsta, vreau de mult... E aici? Ia. Mamă, e aia grea. Nu cred. Da, e aia, dar am pus-o eu prim... Aia e. Oh. Ce? Nu. Vorbește cu alt accent până la finalul jocului. Da. După stilul ăsta franțuzesc, așa, vorbim la plăcere, dragii mei. Poc! Este extraordinar. Deci acum și tu, da? Eu am, da. Dar știi că mie îmi place, nu? Da. Să mai vorbesc așa. Da, am și zis. Ce cadou e să faci? De vreau să știu cine m-a pus să dau. Deci și tu și Alina. Eu. Bun, sucule, tu de ce nu dai? Eu am fost. Dă-te cu ruj. Aia? Să nu spui că e aia. Aia cu rujul? Aia? Povestește primul sărut. A, bine. Păi și ce are? Păi tu crezi că mai țin minte? La 28 de ani eu mai țin minte la 48. Păi da, dar tu te-ai sărutat de 3 ori. De câte ori te-ai căsătorit la biserică, eu? Mă, căsătorit de 2 ori, nebunule. Păi eu nu m-am săturat pentru că nu m-am căsătorit. Fii atent. M-a luat în scara blocului. Nu fii prost! Vino cu acă, nu-ți fac nimic, turbantule! Tu stai! Fii atent! Așa m-a luat și când era mic. Deci eram în scara blocului, m-a luat și... Acum povestește ce ți-am făcut! Și m-a bufat! Adică... gata! Da. Asta a fost tot? Nefericitule! Amărâtule! N-am o parte de pic de afecțiune! Atâta pot, nu te-a pus și apă genunche! Nu te-a pus jos! Ia, dai repede, să vedem! Hai, ultima! Unde vii? Dai de acolo! Unde vii? De acolo? Stop! Da, eram sigur! Scuze! Stai puțin că o rezolv acum, stai așa! Stai direct! Cu grijă și atent! A, știați că erau goale! Dă-te cu ruj, fără oglindă! Te-am salvat! Pe mine! Păi da, mua! Dacă te punea pe tine! Ia! Poc!
mână de artist. Am uitat să spun, asta era lui Sorinel, pedeapsă. De-aia am salvat, mă! De-aia am salvat! Hai să cântăm! Hai să cântăm, să ne și simțim bine! Bravo! Dai opere, Sorinel! Bravo! Să cântem muzica! Noi suntem un brand! Da! Haide! 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 Haide, haide! Eu sunt femeia visurilor tale. Eu sunt femeia care-ți dă valoare. He's number one, țicădam, țicădam, dam, dam. Iubirea ta, oh. He's number one, țicădam, țicădam, dam, dam. Iubirea ta, oh. Eu sunt bărbatul tău, reclama ta. Dam, tică, dam, tică, dam, iubirea ta, oh, 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 oh. Ești number one, tică, dam, tică, dam, 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 iubirea ta, oh, 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 oh. Valoare.
number one, țicădam, țicădam, dam, dam, iubirea ta, oh, ești number one, țicădam, țicădam, dam, dam, iubirea ta, oh. Eu sunt bărbatul tău, reclama ta, eu sunt iubirea ta, valoarea ta, ești number one, țicădam, țicădam, țicădam.